Sunt multe lucruri pe care le învățăm în viață. Acela Sfânt Ioan de Kronstadt despre care v-am spus, spunea la un moment dat că pe copii și pe tineri învățăm toate năstrușniciile lumii, vrute și nevrute, necesare și mai cu seamă nenecesare. Nu învățăm un singur lucru, limita pe care au în raport cu cunoașterea și că Dumnezeu există. Că în afară acestei limite interioare și acestei limite exterioare care este Dumnezeu, nimic din lucrurile pe care le au în jurul lor nu îi vor ajuta să supraviețuiască. Nu îi va face să fie mai buni, mai adevărați, mai înțelepți, mai oameni, pentru că împlinirea umanului nu stă în altceva decât în împlinirea sfințenii la care sunt chemați de fiecare dată. Iată de ce gândul meu a fost să vorbim în seara aceasta despre nevoia de Hristos. Ca să înțelegeți că ea se ascunde în tot și în toate, că ea este tresărirea inimii îndrăgostitului când își aude glasul iubitei, tresărirea ochiului tânărului care vede răsărind soarele peste frunza ce abia mijește a teiului, este bucuria bunicii ce își cheamă nepoții sau a nepotului ce își vede de departe bunicul. Nimic din lucrurile pe care noi le petrecem în viață nu sunt lipsite de această pecete a nevoii de Hristos. A nevoie de Dumnezeu cel viu, de Dumnezeu care dăruiește Duhul Sfânt, de acela care ne este Duh Sfânt și Dumnezeu viu. În afara acestor reguli de binecuvântată joacă, nimic nu este. Copiii s-au strâns în curtea interioară a casei și au început să se joace de-a vața ascunselea. Unul dintre copii, să-i zicem Andrei, că ni nouă drag apostolul, s-a ascuns ceva mai bine decât ceilalți. Și dintr-o dată copiii l-au căutat ce l-au căutat și Andrei a ajuns plângând în fața bunicului. Și bunicul întreabă: Andrei, de ce plângi? Mă jucam cu prietenii mei de-a fața ascunselea. Și? Te-au găsit? Nu! Dar văzând că nu mă găsesc, m-au abandonat. De câte ori nu jucăm acest joc periculos cu Dumnezeu? Crezând că nu-L găsim, îl abandonăm și trimitem plângând de fiecare dată în locul său ceresc, socotind că ne-a trădat, că ne-a lăsat, uitând că așa cum noi avem nevoie de El și El are nevoie de noi ca să se bucure în eternitatea sa. Pentru că, vedeți, una este bucuria copilului care se bucură de soare, dar ce soare ar fi acela care n-ar lumina fața unui copil? Una este frumusețea râului care curge și ne bucură de răcoarea sa, dar ce râu ar fi acela care n-ar primi în el oglindirea chipurilor noastre să le ducă mai departe și să le seamene în împărăția cea binecuvântată a lui Dumnezeu? Toate aceste lucruri alcătuiesc și semnifică împreună mănânchiul de bază al nevoii de Hristos. Cum se împlinește nevoia de Hristos, fiecare o știți în parte. Ea nu se împlinește după o rețetă general valabilă. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu îi se dă în picătura aceea farmaceutică necesară supraviețuirii. Unuia ca antibiotic împotriva prostiei sale, altuia ca vitamină pentru creșterea în Hristos, fiecăruia după boala sa, după cugetul său și după dimensiunile bolii în care zace. Dar niciodată nu refuză să se ofere, să fie El împlinirea nevoii pentru ca să se facă iarăși nevoie pentru a putea merge mai departe. Parafrazându-l oarecum pe Părintele Olimpiadelor, altfel spus, pentru creștini este valabilă spus aceea: ai căzut, ridică-te, te-ai ridicat, înalță-te, te-ai înălțat, mântuiește-te, te-ai mântuit, îndumnezeiește-te mai mult. Pentru că niciodată în Iisus Hristos nevoia nu se împlinește de plin. După cum și spunem noi la liturghie într-una dintre rugăciuni, îndată după ce ne împărtășim, și ne dă nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Și acolo sunt convins că văzându-L pe Hristos, îl vom vrea mai mult, pentru că El ne va dori mai mult de fiecare dată. Lucrul acesta am vrut să vi-l pun la inimă, ca să puteți străbate postul. Suntem între duminica unui cuvios ce ține scara valorilor în mână ca să nu ne abatem nici de-a stânga, nici de-a dreapta, și duminica unei femei pe fața căruia dintâi a încercat diavolul să joace tontoroiul. Ce viață a putut să aibă femeia aceasta încât să-i dea perdaf întunecatului și să se facă lumină? Nevoia de Hristos a scos-o din foamea de Hristos în care se afla. Și nimeni niciodată, nimănui să nu-i fie rușine
cu păcatele sale pe care le face, cât mai mult cu acelea pe care făcându-le nu le pocăiește, nu le îndreaptă și nu îi le dă lui Hristos, spunându-i: Doamne, n-am făcut nimic bun, ia păcatele mele și fă-le virtuți. Și așa cum înainte înjuram, învață-mă să mă rog. Cum înainte scuipam, învață-mă să îmbrățișez. Cum înainte mâncam și mă săturam de lucruri pământești, învață-mă să mănânc și să nu mă satur niciodată de mâncărurile cele cerești ale împărăției tale. De aceea, cuvântul meu din seara aceasta vreau să-l închei cu un singur cuvânt: curaj. Să vă fie nevoie fără rușine de Hristos. Să nu socotiți o slăbiciune că-i cereți lui Hristos să vă fie tată și mamă, împărăție și împărat deopotrivă, și să nu uitați nicio clipă în viețile voastre că numai celor curajoși Dumnezeu le deschide împărăția celor. Nu la voia întâmplării, ci pentru că a văzut nevoia lor de a sta mereu lângă ei spre a-i face mai curajoși. Postiți, dar cu curaj. Iertați cu curaj. Iubiți în curaj. Și mai cu seamă, cereți lui Hristos să vă fie nevoie în curaj ca să vă împrimiți nevoia de Hristos. Amin.